România, în statistica primită de la INSP, în anul 2020 aveam cam aproximativ 125.000 de pacienți diagnosticați cu epilepsie și cazuri noi, la nivel de an 2020, circa 13.000, atât copii cât și adulți. Este în creștere de la un an la altul, procentual, atât urban cât și la țară, sunt undeva 47% ca și procent în creștere în ultimii ani. Dacă e să discutăm despre stigmatizare atât la copii cât și la adulți, la copii în general, pentru că ei sunt în formare, se pune o amprentă asupra copilului mult mai mare, pentru că el vine cu niște traume din copilărie. Rămân cu traume din copilărie și, de fapt, fiind în creștere, își pune amprenta și devin mult mai târziu, nu sunt mai necomunicativi față de un copil normal. Din punctul meu de vedere, cum am putea să prevenim ca și asociație, părinții ar trebui să deschidă subiectul foarte devreme, imediat ce află diagnosticul, cu copilul. Asta recomandă și medicii pediatri, să vorbească foarte deschis despre natura diagnosticului și să accepte voința copilului dacă vrea să comunice sau nu mai departe boala lui. Foarte importantă este sensibilizarea școlii. Copiii trebuie să știe și începem de la educator, învățător, profesor, diriginte, în funcție de nivelul școlar. De ce este foarte important? Pentru că aceștia, dacă știu cum se acordă primul ajutor, dacă știu despre diagnosticul copilului, știu cum să-i protejeze, știu să explice copiilor și să nu fie marginalizat. Deci nu este o rușine. Din punctul nostru de vedere, chiar sunt acele ore opționale la școală, cele de dirigenție, în care cred că ar fi indicat măcar 2 sau 3 ore să le oferim ca informații. Și nu neapărat, acum noi vorbim despre epilepsie, deci putem vorbi despre epilepsie, dar aș fi de acord, adică sugestia noastră ar fi să se vorbească despre toate aceste diagnosticuri des întâlnite, atât la copii cât și la adulți. De ce? Ne familiarizăm cu ele și știm, nu ne mai sperie numai cuvântul când auzim epilepsie. Dacă știm cum să oferim un prim ajutor, și cred că e important pentru, chiar și pentru cei care nu avem niciun diagnostic, să știm cum să ajutăm o altă persoană bolnavă. La adulți este și mai dificil, sunt marginalizați, de regulă ei își ascund diagnosticul pentru a nu își pierde locul, jobul, pentru a nu își pierde prietenii, că din păcate sunt marginalizați, oamenii îi judecă. În general, percepția este greșit înțeleasă a societății vis-a-vis de aceste persoane bolnave cu epilepsie, în sensul în care persoana bolnavă de epilepsie este considerată ca o persoană inaptă, ca o persoană, la modul general, un pericol social, ceea ce nu este adevărat. Sunt destul de multe tipuri de epilepsie, doar unul este mai grav și aceea, dar nici aceia nu sunt un pericol social. Deci se face o confuzie între epilepsie și nebunie, ceea ce nu are nicio legătură. În ceea ce privesc adulții, avem o problemă cu angajatorii. E o problemă veche. Angajatorii solicită, indiferent de diagnostic, semnarea unui, chiar dacă spui că ești pacient sau nu ești pacient, se solicită anual sau în funcție de job, de 2 ori pe an, semnarea unei declarații pe propria răspundere că nu suferim de epilepsie sau alte boli neurologice sau de cardiologie, ceea ce nu este normal. Nu întotdeauna jobul are legătură, așa cum nu există în nomenclator undeva specificat ce anume nu ai voie să lucrezi. Sunt specificate câteva categorii de către medicii neurologi, în ce sens? Nu ar fi indicat să muncești, să faci acea muncă ca să nu pui viața în pericol. Dar nu, nomenclator nu există, nu poți să fii, nu știu, lucrător comercial, bibliotecar, nu există așa ceva. Și cu toate astea sunt supuși acelor declarații. Și le îngrădește acest drept la muncă. Pe pacienți îi determină să-și ascundă diagnosticul, percepția greșită a societății vis-a-vis de ei. Faptul că nu sunt înțeleși în adevăratul sens al cuvântului, faptul că oamenii îi marginalizează numai când aud cuvântul epilepsie,
Faptul că noi nu suntem informați și nu știm câte forme de epilepsie există, că sunt unele foarte ușoare, sunt unele controlate, 70% din epilepsii sunt controlate medicamentos. Important este și pacientul să-și ia tratamentul, adică să efectiv să se țină de tratament. Atunci ei preferă să-și ascundă acest diagnostic. Noi discriminăm foarte ușor. Stigmatizăm și discriminăm foarte ușor. Bine, și în Europa, dacă facem referire aici la un studiu din 2016 din Franța, unul din două persoane își ascund diagnosticul, 72% dintre ei sunt pregătiți să stigmatizeze și să discrimineze, 11% nu și-ar lăsa, de exemplu, un copil să se joace cu un alt copil cu epilepsie. Cred că procentele ar fi mai mari în România. Ca sfat, atât la copii cât și la adulți, în primul rând ne referim la copii, în primul rând copiii, pentru că am văzut foarte mulți copii și aici mă întorc, percepția noastră greșită de înțelegerea diagnosticului este ca părintele să-și protejeze copilul, dar să-l învețe să vorbească, să fie deschis, să-l încurajeze, să nu-l mai țină captiv, pentru că mulți din prea multă protecție îi țin captivi. La ce mă refer aici? Să-i încurajeze să învețe să se comporte normal, să învețe să nu ia în seamă răutățile și atunci să poată să încerce să demonstreze că și el poate la fel de mult ca un copil normal, chiar dacă tu ai un diagnostic. Sunt foarte mulți copii care chiar învață foarte bine, deși au epilepsie. Și sunt oameni care ajung în posturi cheie și își ascund diagnosticul, adulți vorbind, tocmai pentru a nu fi discriminați, deși ei suferă de epilepsie. Să stăm și să ne ascundem tot timpul diagnosticul nu este o soluție bună. Pentru că așa îi forțăm, adică eu aș îndruma adultul să vorbească, să spună, să lupte pentru propria lui viață și până la urmă nu există un cadru legal în care să-mi spui că nu am dreptul să lucrez. Să încercăm să înțelegem că este un diagnostic des întâlnit, atât în România cât și în Europa. Unul la 100 de copii sunt bolnavi de epilepsie. A trebuit să acceptăm acest diagnostic, să încercăm să avem minime cunoștințe. De ce? Pentru a putea ajuta. Întotdeauna nu pierdem nimic când ajutăm pe cineva. Dacă cunoaștem diagnosticul, automat nu mai avem acea temere, că de fapt fricile, în general ale oamenilor, sunt legate de fapt de intoleranță, de necunoaștere. Dacă am vorbit mai des despre epilepsie, așa cum am specificat mai devreme, și despre alte diagnosticuri des întâlnite, am ști și atunci nu mi s-ar mai părea ceva ciudat. Și atunci am acceptat mult mai ușor, pentru că sunt oameni ca și ceilalți, în afară de acea criză care poate dura câteva secunde, ei sunt oameni normali, pot duce o viață normală și s-ar integra mult mai ușor în societate. De fapt, societatea îi determină să se integreze mai greu. Pentru pacienți aș avea un mesaj de transmis, să nu întrerupă fără acordul medicului tratamentul, ceea ce mulți uneori mai fac, să simt ei bine și decid singuri. Să țină o legătură strânsă cu medicul specialist care îi iau în evidență, să comunice foarte des cu ei ceea ce simt, și împreună cu ei să decidă când este cazul să-și întrerupă tratamentul sau nu.